ură și cel sexist ia amploare în perioada preelectorală și electorală, iar datele arată că cel mai des victime ale discursului sexist sunt femeile. La baza acestor tipuri de mesaje stau nu doar criteriul de gen, dar vârsta, condiția fizică, starea socială sau etnia. Deși studiile relevă că în ultima perioadă s-au înregistrat îmbunătățiri semnificative a percepției populației privind implicarea femeilor în sfera politică, încă mai persistă stereotipuri și puncte de vedere discriminatorii, precum că bărbații sunt mai pregătiți pentru a ocupa o funcție de conducere a statului, femeile nu pot lua o decizie potrivită din cauza sensibilității și a emotivității lor, sau că rolul femeilor este în a crește și educa copiii sau a se preocupa de treburile casnice. Comisia Electorală Centrală pledează pentru promovarea unui discurs public echilibrat și prevenirea mesajelor sexiste în perioada alegerilor. Credem că informarea publicului larg și conștientizarea impactului negativ asupra proceselor democratice pot contribui la prevenirea acestui tip de discurs, dar și la educarea clasei politice prin sancționarea electorală, adică atunci când alegătorii vin la urna de vot. Etica în campaniile electorale trebuie să sensibilizeze fiecare cetățean. Funcționari electorali, politicieni, experți, jurnaliști, reprezentanți ai societății civile, formatori de opinie, cu toții urmează să reflecteze asupra acestui fenomen, care la un moment dat ne afectează pe fiecare dintre noi. Ori candidatele sunt mamele, fiicele, surorile, prietenele, colegele noastre. O campanie electorală fără agresivitate are loc atunci când fiecare dintre noi reacționează prompt la situațiile de nerespectare a normelor de conduită și nu promovează modele de comportament nedemn. Iată de ce eu aleg să nu tolerez sexismul. Îl raportez. Sexismul, hărțuire și violența împotriva femeilor au un impact negativ la nivel individual, privat și comunitar. Eu și colegii mei de la Poliția Republicii Moldova încurajăm cetățenii să raporteze, indiferent dacă sunt victime a abuzului sau martori a unui caz de sexism, hărțuire sau violență împotriva femeilor, inclusiv în contextul alegerilor. Iată care sunt pașii de urmat. Salvează mesajele, imaginile, e-mail-urile care demonstrează limbajul sexist sau alte forme de discriminare sau violență împotriva femeilor. Înregistrează informația utilă, data, ora, dacă ai fost sau nu martor al incidentului. Depune o plângere la orice secție de poliție, online sau prin telefon. Cazurile de limbaj sexist și discriminatoriu sunt examinate în instanța de judecată prin prisma cadrului legal. Examinarea acestora este scutită de taxă de stat. Nu tolera discursul sexist. Raportează!